Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această după-amiază este Cosmin Șontică, profesor de limba și literatura română și jurnalist la Reporter Buzoian. Dezbatem împreună cazul învățătoarei acuzată că ar fi bătut un elev de clasa a treia, că i-ar fi lăsat o vânătaie pe față după ce l-ar fi lovit cu pumnul, cu palma, încă nu se știe cu ce și încă nu se știe dacă este adevărat. Sunt tare mâhnită să constat că primesc foarte multe mesaje, e adevărat, de la același număr, de la un singur număr de telefon, mesaje care sună ceva de genul acesta. Eu, ca părinte, nu vreau să am răbdare și nu vreau să ajut la integrarea unui copil cu ADHD. Ce e de făcut? Nimic, vă spun eu. Și vă spun oarecum cu mândrie și cu bucurie. Nimic. Pentru că nu aveți dreptul dumneavoastră, pentru că Dumnezeu v-a iubit poate și v-a dat un copil zdravă și sănătos, nu aveți dumneavoastră dreptul să excludeți dintr-o comunitate, dintr-o colectivitate de 30 și ceva de copii, un copil pe care Dumnezeu l-a lăsat altfel. Asta vă dați seama ce ar însemna dacă atitudinea asta, pe care eu o numesc ostilă, s-ar perpetua și ar ajunge și în școli? La cadrele didactice. Ne-am întoarce cu 100 de ani în urmă. Cred că mai mult. Cred că mai mult. Am promis telespectatorilor noștri că înainte de pauza publicitară, că după pauza publicitară vom urmări declarația doamnei învățătoare. O urmărim împreună, după care vom discuta pe marginea subiectului. Lucrurile n-au stat așa cum sunt prezentate de către părintele Vătafu. Este adevărat că acest elev m-a supărat în ora de limba și literatura română. După a treia abatere, să spunem, am considerat, ca să nu mai fie toată clasa flambată de ceea ce făcea, că toți râdeau, să îl trimit în ghilimele afară ca să se recorească câteva minute, 1-2 minute. În momentul în care i-am spus să iasă afară, el foarte zburdalnic a luat aceste cuvinte ale mele ca de drept și, având ușa deschisă la clasă, pentru că este foarte cald, el chiar a ieșit în perimetrul din holul școlii. În acel moment, conștientizând că de fapt nu avem voie să pedepsim și știam, eram cel mai 100% conștientă că nu e voie, am zis, altă soluție nu am. L-am tras de mână și l-am rugat frumos, zic, stai aici un minut, două, în tocul de la ușă, să poți să asculți din clasă, să te uiți către mine la tablă, să te văd și eu totodată, să te liniștești odată. E așa am spus, pentru că nu mai pot nici eu. Asta a fost tot. Acum am înțeles că el acuză altceva, că în ora de matematică, o colegă, dacă ține de minte, a spus pe un post de televiziune, l-ar fi întrebat la ce pagină se lucrează la matematică, era vorba de fapt de lecția de la opțional, descoperim tainele matematice, se leagă într-adevăr de matematică. El s-a ridicat în picioare împreună cu colega, au deranjat ora, colega s-a așezat, iar eu m-am dus la el la bancă, știind că este un băiețel mai năzdrăvan, să-l întreb dacă a rezolvat, a scris și el de pe tablă cele trei probleme rezolvate. Uitându-mă în caietul tip culegere, am observat că el nu scrisese. Și atunci i-am spus că trebuie neapărat să scrie și el ce este pe tablă, pentru că vine la școală ca să învețe, nu din alt motiv. L-am rugat așa, zic, Ianis, te rog frumos, până la sfârșitul orei, scrii tot ce este pe tablă, iar la sfârșit vii cu caietelul ca să te verific. Și asta a fost tot. De la a discuta cu el și... am, să zic așa, am ridicat tonul la el, eu nu am dat în acest copil. M-am ferit să dau această declarație pentru că este efectiv, nu știu, nu, mi s-a părut că nu este bine. L-ați lovit în vreun fel? Nu, doar l-am tras de mână și mă mir dacă l-am tras de mână, nu știu să vă spun dacă l-am apucat, că acum nu conștientizez în momentul ăla, că vă dați seama, este un gest reflex. L-am apucat de mână și nu știu dacă am apucat mânuța lui sau cămașa. Ar fi trebuit să zicem în cel mai bun caz să aibă câteva vânătăi pe mână, dar dacă aș fi avut o forță nemaipomenită. În rest, nu știu ce să vă spun, acest elev face lupte. Cu o zi înainte au avut educație fizică, a primit o minge în față de la un alt elev care a recunoscut. Însă el spune că nu pe partea aceea, ci pe partea cealaltă. Eu nu am de unde să știu acest lucru. Domnul profesor de educație fizică mi-a confirmat că le-a dat mingea și au jucat fotbal, el stând în poartă, și de aceea a primit acea minge în față. În schimb, s-au jucat și badminton cu paletele. Joi, pentru că este vorba despre ziua de joi la prima oră, nu am avut cu acești copii, pentru că au avut limba engleză. Eu am venit ora următoare, deci la ora 9 și ceva s-a petrecut incidentul cu holul, ceea ce înseamnă că eu nu am putut să-l văd efectiv, dacă la prima oră cumva avea vreo mică vânătaie.
Părinții susțin că nu ar fi fost prima dată și că dumneavoastră l-ați mai fi bătut și în urmă cu câțiva ani. Și atunci nu v-au reclamat pentru că au zis că e doar un incident. Nu este vorba de bătaie, că știți ce se întâmplă? Acest cuvânt are foarte multe conotații. Nu, deci pur și simplu nu am știut cum să-l liniștesc la un moment dat și am interacționat cu el, dar am înțeles de la părinții ulterior că este foarte sensibil și momentul când l-am atins, pur și simplu a rupt un aviz medical cu vaccinările unui alt coleg și plecase de la banca lui spre banca cealaltă. Eu nu vreau să discut despre acest incident pentru că nu acesta este în cauză. Într-adevăr, s-a întâmplat ca atunci lui să-i curgă sânge dintr-o nară, dar nimic altceva. Deci, declarația doamnei învățătoare. Am notat așa câte ceva. L-am tras de mână. A fost un gest reflex. În cel mai bun caz putea să aibă vânătăi pe mână. Nu este prima dată. Nu am știut cum să-l liniștesc. Am interacționat cu el și i-a curs sânge din nas. Nu pot să nu te întreb ca jurnalist, ca inspector, ca părinte, cum interacționează un învățător cu copilul astfel încât să ajungă să-i curgă sânge din nas? Nu știu, poate a fost un incident contactless, așa, ca să ne exprimăm, să fim half English. Doamna oricum are un discurs alambicat, așa, învăluitor, nu prea înțeleg ce vrea să transmită. Ce se desprinde de departe e că, într-adevăr, am mai avut niște mici incidente din care copilul a ieșit șifonat. N-am înțeles care a fost gestul reflex. De ce profesorii, ăsta e un gest reflex al cadrului didactic, să pună mâna pe copil asta sau să-l tragă? Și, și de unde vânătaia? Nu se explică. Probabil că, într-adevăr, l-a lovit în momentul în care n-a fost cu minte, cu cartea, cu pumnul, cu ceva, cu un corp dur, cu cel o fi lovit, nu știu ce au spus copiii. Adică, mă gândesc că și colegii, copiii spun adevărul, și colegii ar fi dat o mărturie importantă în cazul ăsta. Este motivul pentru care am păstrat la urmă declarația doamnei învățătoare, este motivul pentru care de la bun început am pus sub semnul întrebării atât declarația tatălui cât și declarația doamnei, pentru că nu suntem noi în măsură să tragem concluzii și să stabilim vinovații. Noi putem doar să prezentăm o situație de fapt și să vă lăsăm pe dumneavoastră, dacă e cazul, doamnelor și domnilor, să trageți concluzii. Vom vedea cum va evolua acest caz, însă, Cosmin, vreau să te rog ceva. Tu predai la o școală în care sunt copii de etnie romă. Ai și copii cu probleme la clasă. Nu copii cu probleme, copii problemă, să le spunem, care mai fac câte o prostioară și așa mai departe. Într-o astfel de situație, cum ar reacționa un cadru didactic normal, nu ideal? Normal, un cadru didactic bine pregătit, cu aplecare asupra pregătirii elevilor și cu dragoste de copii. Păi depinde ce problemă ar fi. Pentru că fiecare problemă pe care o creează un elev atrage după sine și o sancțiune, dacă e. Elevii pot primi un avertisment, o mustrare. Cert e că mai întâi anunți părinții. Dacă e o problemă care chiar îți ridică anumite semne de întrebare, trebuie să anunți părinții. După aceea să anunți conducerea școlii, să sesizezi și psihologul școlii dacă există așa ceva în unitatea de învățământ. Dar vreau să spun că am la clase copii romi cu probleme și copii fără probleme. Copii romi fără probleme, copii foarte buni. Cred că aș reacționa la fel cum aș reacționa și în cazul în care un român ar face probleme. Nu cred că există culoare în ceea ce privește metoda pe care o aplici la clasă sau atitudinea ta față de elev. Oricum, dacă un copil vorbește, jignește, că se întâmplă să jignească, da, între ei, sunt orgolii, sunt la vârsta care ei bravează acum, știți? Primul lucru pe care trebuie să-l faci e să-i faci observație, să-i spui că nu procedează corect, să îi arăți că greșește. Asta e o primă metodă, pentru că ei se simt și prost dacă le faci observații în fața clasei. Cred că să faci observații în fața clasei folosind cuvintele potrivite, nu cred că e interzis. Nu știu, să îi dai de lucru. Poți să faci lucrul ăsta, să îi dai de lucru. Să discuți cu el, să discuți în pauză.
Pentru că copiii sunt înțelegători. Nu știu, sunt situații foarte rare în care un copil vrea neapărat să-ți deranjeze ție ora. Și la vârsta gimnaziului, la școală, la perioada gimnaziului nu prea se întâlnesc. Cred că răbdare și tact pedagogic, astea sunt cele două arme ale profesorului. Pentru că alte instrumente coercitive nu există, nici măcar nota. Aud profesori care, bun, m-ai deranjat, n-ai fost atent, ridică-te în picioare, zi lecția 2. Nici asta nu mi se pare o măsură corectă. Pentru că nu, evaluarea nu e, nici măcar, nu e o măsură de pedeapsă. Evaluarea înseamnă altceva. Evaluarea trebuie să arate ce a achiziționat până la momentul la copilul. Și în felul ăsta să verifică și el și, mă rog, capătă încredere în sine, stima de sine, care e foarte importantă. Dacă tu îl jignești și îl lovești, n-ai rezolvat nimic. Doar îți descarci niște frustrări. Despre asta e vorba. Cred că, într-adevăr, am pus punctul pe ei cu acest lucru. Îmi amintesc de un cadru didactic care făcea fiecare copil să se simtă special. Era recunoscut pentru faptul că în fiecare pauză, vreme de câteva minute, stătea de vorbă cu un elev. La un moment dat, unul dintre copiii cu probleme din clasă s-a liniștit aproape instantaneu. Nimeni nu și-a explicat ce s-a întâmplat. Era vorba despre discuția pe care o avusese cu dascălul respectiv. Profesor de geografie era personajul despre care vorbesc. Și ce s-a întâmplat și ce se întâmpla de fapt? Îi lua într-o discuție, îi felicita pentru lucrurile bune pe care le făcea. Îți aduce aminte când ai adus caietul, cartea, ce v-am rugat eu? Ai fost unul dintre puținii care ai făcut. Îți aduce aminte când s-a întâmplat nu știu ce lucru? Mi-a plăcut foarte mult cum ai reacționat. De ce vrei tu să mă faci să mă supăr? Sunt unul dintre elevii care a beneficiat de o astfel de discuție. De ce vrei tu să mă faci să îți atrag atenția în fața clasei? De ce vrei să mă faci să te simți prost? Nu vrei tu să fii unul dintre copiii buni care demonstrează, chiar dacă e privit cu alt ochi, că poate mai mult? Fiecare elev beneficia de o astfel de discuție cu profesorul respectiv și fiecare elev cred că poartă și acum amprenta unei astfel de discuții. Cred că cel mai bun consilier psihopedagogic de la clasă este profesor. Pentru că el este cel care interacționează direct cu elevul și, într-adevăr, această apreciere a rezultatelor elevului, bine, sunt elevi care nu au rezultate bune la învățătură, dar sunt buni la altceva. Atunci, dacă îl valorizezi pe elev și îl faci să conștientizeze că are și părți bune și că ele pot fi eclipsate de părțile rele, cred că asta e cel mai bun punct de plecare în corectarea conduitei sau a comportamentului elevului. Cu toții avem și greșeli și noi, oamenii mari, avem cu siguranță ce ne reproșa și în carieră și în, numai în latura profesională, poate și în viața de zi cu zi. Ideea e că în momentul în care ajungi la catedră trebuie să privești pe fiecare elev cu care ai de-a face ca pe propriul tău copil. Nu toți profesorii avem încă copii, dar cred că e nevoie ca dascălul să-și privească elevii ca pe niște parteneri în învățare. Pentru că dacă e o distanță între profesor și clasă, atunci actul educativ nu este deloc eficient. E și componenta aceasta emoțională, sufletească, care cu siguranță are un rol deosebit în actul educativ. Am primit câteva mesaje, chiar o să le dau citire în întregime, pentru că vreau să văd care este părerea publicului, deși nu pot să-mi o formez ca urmare a acestor mesaje. Acest copil este cu tulburare de comportament. Eu am fetița în clasă cu acest copil și a venit bătută de el cu hainele rupte. Doamna învățătoare este un cadru didactic foarte bun și nu bate copiii. Iar cu colțul rușinii, noi ca părinți am fost de acord să-i pedepsească atunci când greșesc, spune un telespectator. Iată părinte al unei fetițe. Nu mai există respect față de dascăl. Școala este oglinda societății prezente. Fiecare zice că odrasla lui este cea mai bună. Jalnic, spune un alt telespectator.
Bună ziua, sunt tatăl băiatului pe care l-a dat exemplu domnul profesor Șontică. Copilul are ADHD și nu a fost înțeles. Domnul Șontică a fost singurul care l-a înțeles, pentru care îi mulțumim mult. Deci, iată... Și eu vă mulțumesc și mă bucur să aud asta. Și eu mă bucur tare mult și mă bucur să aud aprecierile la adresa ta ca și dascăl, Cosmin, și mă bucur să aud că avem și părerea ale unor părinți care, într-adevăr, sunt implicați într-o astfel de poveste, cărora Dumnezeu le-a dat un copil altfel. Viața e presărată cu mici bucurii, însă cea de astăzi, după mesajul pe care l-ați citit, e o bucurie mare, pentru că în felul ăsta arătăm că se poate și cu elevii care sunt speciali, exact cum a zis dumneavoastră. Exact. Felicitări. Tratamentele acestea rămân marcate pe viață. Familia Mihai, mulțumim familiei Mihai pentru faptul că ne urmărește seară de seară. Mesajul ăsta vorbește despre ce am discutat noi în pauza publicitară. Astfel de tratamente aplicate minorilor fac să se dezvolte adulți cu frustrări care la rândul lor le vor vărsa asupra copiilor sau asupra societății. Am citit mesajele venite din partea noastră cu interes și cu mare drag, pentru că am vrut să aflu cam care sunt părerile. Noi, așa cum spuneam și mai devreme, nu facem decât să prezentăm o situație de fapt și poate să ne dăm cu părerea ce am fi făcut noi într-o situație similară. Concluziile le vor trage anchetatorii și, eu știu, colegii de catedră ai doamnei învățătoare. Ce vor face părinții pe mai departe vom mai vedea. Însă supărarea mea cea mare este atunci când primesc mesajul de genul celui pe care l-am citit mai devreme, că un părinte nu vrea un astfel de copil în clasă. Mergeți la o școală privată, la o școală particulară, creați-vă școala dumneavoastră personală acasă și poate atunci o să fiți mulțumit de toate condițiile pe care le primiți. Pentru că sunt cadru didactic și n-aș vrea să fiu înțeles greșit, aș vrea ca această emisiune a noastră să nu fie privită ca o defăimare a cadrului didactic respectiv sau a școlii, sub nicio formă, ci să fie mai repede un semnal că bătaia nu e ruptă din rai, ci bătaia e ruptă din rău. Mai bine de atât nu puteai să spui. Mulțumesc tare mult, Cosmin, pentru faptul că ai acceptat invitația mea. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem în foarte scurt timp la jurnalul Campus TV la 19:30, însă, mare atenție, nu ratați mâine seară emisiunea Campus.pi. De la ora 20 voi face tot posibilul să aduc în fața dumneavoastră câteva situații hilare, dar extrem de supărătoare. Veți avea ocazia să constatați ce aleg mai marii noștri să facă în timpul liber, în timpul serviciului, atunci când spun că sub nicio formă nu trebuie să faci un lucru, dar ei sunt primii care îl fac. Urmăriți-ne mâine seară la ora 20 și veți vedea despre ce discutăm. Ne luăm la revedere acum, ne revedem la jurnal.